Alături de noi la acest eveniment public, la această discuție publică organizată de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică, cu susținerea și în parteneriat cu GIZ Moldova. Este un eveniment public menit să lanseze un proiect axat pe procesul de transformare digitală în Republica Moldova, și care dorește să contribuie la creșterea nivelului de informare și înțelegere privind procesul de transformare digitală la nivel național, printr-o conștientizare a beneficiilor și oportunităților ce reies din utilizarea mecanismelor de autentificare digitală și a serviciilor digitale. Numele meu este Mihai Mogâldea, sunt director adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și astăzi voi fi moderatorul acestui eveniment, acestei discuții publice, la care avem drept invitați atât reprezentanți autorităților publice, cât și a colegilor noștri de la GIZ Moldova, dar și a societății civile, pentru că ne propunem să avem un dialog structurat, activ între toți actorii relevanți pe dimensiunea procesului de transformare digitală în țara noastră. Mă bucur să îi prezint pe participanții la discuția de astăzi. Alături de noi se află doamna Olga Tumuruc, directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Cătălina Plinske, care este consiliera pentru digitalizarea vicepremierului Dumitru Alaiba și colegii noștri de la GIZ Moldova, doamna Angela Dumitrașcu, manager regional proiectul e-guvernare și digitalizare în țările din parteneriatul estic și Laura Ciopea, manager de proiect fondul de consiliere în politici. În același timp, mă bucur să salut pe colegul meu Victor Guzun, expert politici digitalizare în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Trebuie să menționăm că formatul discuției de astăzi va include, pentru început, prezentarea rezultatelor unei analize elaborate către Institutul nostru și semnată de către Victor Guzun, pe subiectul gradului de utilizare al serviciilor digitale în Republica Moldova. Este o analiză pe care, la care am lucrat în ultima perioadă și care va fi publicată după această discuție, luând în calcul sugestiile, recomandările, dar și poate potențiale informații comunicate de către vorbitorii noștri la care nu am avut acces sau poate nu le-am luat în calcul pentru analiza propriu-zisă. Deci, în cadrul evenimentului vom prezenta rezultatele preliminare ale acestei analize și, ca urmare a acestei discuții, vom actualiza analiza și vom publica în următoarele săptămâni pentru publicul larg, încercând cumva să informăm întreaga societate despre situația la zi privind gradul de utilizare a serviciilor digitale în țara noastră. Acestea fiind spuse, vreau să îi ofer cuvântul doamnei Angela Dumitrașcu pentru a veni cu un mesaj de salut din partea partenerilor noștri, dar și pentru a prezenta din punctul dumnei de vedere care este miza acestei cooperări, acestui proiect aici în Republica Moldova. Mulțumesc, Mihai. În primul rând vreau să salut pe toți și să vă mulțumesc și să vă felicit pentru această inițiativă. Este o primă discuție și o lansare, putem să spunem, a inițiativei pe care o avem noi în comun. Este un proiect pentru noi destul de important pentru că transformarea digitală la momentul dat este o prioritate și ne bucurăm foarte mult că recent Guvernul Republicii Moldova deja a aprobat strategie de transformare digitală și sperăm că de azi înainte ne vom activa cu toții și vom pune umărul pentru implementarea acestei strategii. În cadrul proiectului regional, care este umbrelă, este vorba de fondul regional pentru reforma administrației publice.
Noi avem o inițiativă, două inițiative, inclusiv re-engineering-ul al serviciilor publice și e-guvernare și digitalizare. Acest proiect este implementat cu finanțarea BMZ și implementat de către GIZ. Pentru cei care nu cunosc, BMZ este Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Și în contextul acesta, noi acoperim nu doar Republica Moldova, noi acoperim cel puțin 5 țări din parteneriatul estic, este vorba de Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Din păcate, Belarusul și-a suspendat calitatea de membru în parteneriatul estic, de aceea la momentul dat nu colaborăm cu Belarus. Dar este evident faptul că toate dintre aceste 5 țări și-au declarat interesul și suportul pentru a continua eforturile în domeniul transformării digitale, chiar dacă nivelul de dezvoltare în acest domeniu este diferit și gradul de dezvoltare este diferit de la țară la țară. Cu toate acestea, am înțeles că anul trecut ați avut o experiență foarte bună de a avea aceste serii de analize în baza căreia, deci, urmează discuțiile publice. La fel și din analiza noastră am scos în evidență faptul că subiectul transformării digitale este foarte complex. Și limbajul pe care noi îl folosim, inclusiv începând de la definiția ce înseamnă transformare digitală, digitalizare, digitizare, deci toate aspectele astea sunt foarte importante, dar totodată nu sunt sigură dacă sunt înțelesul pentru tuturor, mai ales a publicului larg. De deci, aceea, inițiativa respectivă pe care o avem și ne bucurăm foarte mult că institutul dumneavoastră a dat curs la această inițiativă și chiar a joacă un rol foarte activ pentru a eficientiza și comunicarea vis-a-vis de acest subiect, dialogul cu societatea civilă, care, din păcate, la momentul dat, trebuie să spun că și în Republica Moldova nu este cea mai dezvoltată în sectorul respectiv. Aceste inițiative sper că totuși vor pune temelia pentru și un spirit civic de implicare în domeniul transformării digitale. Noi ne obișnuim că guvernul este important și guvernul trebuie să facă, să implementeze strategia, să aducă oamenilor servicii de calitate, dar este nevoie și de partea cealaltă, de publicul larg, de cetățeni, de societatea civilă să se implice în acest domeniu, astfel încât să obținem într-un final servicii publice digitalizate de calitate. Rata, mare parte de digitalizare a serviciilor publice variază în țările respective, începând de la 30% până la 50-60%, deci mai este curs de lucru, chiar dacă este o multitudine de servicii, iarăși aici variază între 400-1000 chiar de servicii livrate de către instituțiile publice. Deci ne dăm foarte bine seama că e o chestie enormă ca să eficientizez și digitalizez aceste servicii într-un timp foarte scurt, dar nenorocul, poate totodată și o oportunitate. Pandemia a ajutat foarte mult în acest sens. Și am observat că cel puțin în regiunea noastră, țările în ultimii 2 ani au accelerat digitalizarea acestor servicii. Sperăm că mai departe miza pentru acest lucru este una mai nobilă, este dorința de a eficientiza, de a livra servicii de calitate, user-friendly, cum zicem noi, pentru cetățeni. Și în acest sens eu vreau să vă urez succes. Ne urăm tuturor nouă, de fapt, succes și implicare cât mai activă în acest dialog și cu mare drag am vrea să auzim și comentarii, sugestii pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc! Asta are mult, dragi prieteni, alături de noi este și doamna Laura Cioclea, care este managerul proiectului Fondul de Consiliere în Politici, un proiect mai larg care
oferă sau este dezvoltat în strâns parteneriat cu autoritățile publice din țara noastră. Proiectul nostru beneficiază de susținere din cadrul proiectului Fondul de Consiliere în Politici și respectiv aș vrea să o rog pe doamna Cioclea să ne ofere perspectiva dumneavoastră privind importanța acestei cooperări dintre societatea civilă și autoritățile publice pentru procesul de transformare digitală în țara noastră. Vă rog. Micro. Avem o problemă cu sunetul. Din păcate nu se aude. Laura, revenim un pic mai târziu, până rezolvăm problema. Ca să continuăm discuția și să intrăm mai departe în esența problemei pe care o discutăm astăzi, o să rog pe colegul meu, Victor Buzun, să ne prezinte rezultatele preliminare a unei note analitice, a unei analize pe care am realizat-o noi în ultima perioadă și care vine să răspundă la întrebarea care este gradul de utilizare a serviciilor digitale în Republica Moldova, care sunt provocările cu care ne confruntăm la ora actuală și care sunt recomandările, soluțiile pe care le vedem noi pentru a crește gradul de utilizare al serviciilor digitale. Victor, te rog, ai cuvântul. Da, bună dimineața, vă rog să confirmați că mă aud bine. Da, mulțumim pentru această oportunitate de a avea o discuție publică, pentru că, așa cum a spus și Angela, tot ce înseamnă transformare digitală nu este doar o perspectivă a unei instituții, a unui minister sau unei părți a societății, ci toți membrii societății trebuie să fie cumva implicați în acest proces, dacă ne dorim o transformare digitală sustenabilă și de care să beneficieze fiecare cetățean al Republicii Moldova. Exact așa cum este specificat și în strategia de transformare digitală 2023-2030, care a fost adoptată zilele trecute de către Guvernul Republicii Moldova. Deci este absolut evident și ne bucură mult faptul că Republica Moldova a plasat tot ce înseamnă digitalizarea serviciilor publice în prioritățile de dezvoltare. Deci noi avem Agenția de Guvernare Electronică, care funcționează din 2010 și ne bucurăm foarte mult să avem această cooperare de durată. Agenția de Guvernare Electronică, doamna director, vă mulțumim. Noi, în actualul guvern, avem o funcție specială, este Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar ministrul, având statutul de viceprim-ministru, care demonstrează acest caracter transversal, dacă doriți, a tot ce înseamnă transformare digitală. Deci, e nevoie de o cooperare mai largă dintre toate instituțiile, ministere, agenții și așa mai departe. Deci, noi știm foarte bine ce specifică strategia. Și cum a și declarat domnul viceprim-ministru Alaiba, către finele anului 2024, 75% din toate serviciile publice trebuie să fie digitalizate în Republica Moldova. O să rog colega noastră, Victoria, să avem și o mică prezentare aici. Deci spuneam că la sfârșitul anului 2024, Guvernul Republicii Moldova își propune ca 75% din toate serviciile publice să fie digitalizate. Document strategic, care este un document de referință pentru toate instituțiile și vreau aici să accentuez încă o dată toate ministerele, toate agențiile, inclusiv administrația publică locală din Republica Moldova, ca la finele anului 2030 toate cele 100 de procente din serviciile publice să fie digitalizate. Specific câteva elemente principiale. În primul rând, vrem să spunem că analiza corespunzătoare despre care vorbim noi acum a fost efectuată în baza datelor oficiale oferite de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenției de Guvernare Electronică, în baza unei solicitări din partea Institutului pentru Politici și Reforme. Mai accentuez că datele prezentate exact în această analiză sunt din 1 septembrie 2023, iar datele cu referire la gradul de utilizare sunt din anul 2022, care este anul de referință pentru acest document. Câteva elemente despre situația de moment. Deci, conform datelor care sunt pe portalul guvernamental al serviciilor publice, în Republica Moldova,
În acest moment sunt 714 servicii publice disponibile, din care 283 de servicii sau aproape 40% sunt servicii, e-servicii în numim. Iar noul instrument, care este o platformă dezvoltată de către Ministerul de Resort, o platformă interactivă în care putem să vedem toate datele corespunzătoare despre serviciile publice, gradul lor de penetrare, specifică că sunt 523 de servicii publice oferite de către 42 instituții publice din Republica Moldova și 226 dintre ele fiind digitalizate. Acestea sunt datele Ministerului, cu aproape 44% din numărul total fiind în format digital. Specific aici un element important, că la categorie de e-servicii, deci sunt atribuite atât serviciile publice electronice complet automatizate, care permit autoservirea electronică. Deci sunt servicii pentru care prestatorii asigură formalizarea și programarea completă a procesului de prestare a acestora, cât și servicii publice parțial automatizate. Este important să spunem acest lucru. Acestea sunt servicii pentru care nu este posibilă realizarea într-un mod complet automatizat a tuturor activităților care sunt conexe cu acest serviciu corespunzător. Mai departe, dacă mergem pe instituții, deci vedem o situație cumva, nu știu cum să zic, pestriță. Deci noi avem câteva categorii, noi putem să avem mai multe tipuri de categorii, dar noi am specificat trei categorii de instituții conform indicatorului de număr al serviciilor digitalizate. Am spus înainte că avem un număr de servicii per instituție, dar avem o categorie clară. Deci prima categorie din punctul nostru de vedere este acele instituții care și-au digitalizat toate sau majoritatea serviciilor oferite și gradul nostru, indicatorul nostru fiind 75 și mai mult din portofoliul de servicii oferite de către instituția corespunzătoare. Și aici putem să dăm câteva exemple, de exemplu Agenția Națională de Transport Auto, Biroul Național de Statistică, Agenția pentru Mediu, Agenția Proprietății Publice și alte instituții. O a doua categorie de instituții este sau sunt acele instituții care și-au digitalizat parțial serviciile. Și noi am selectat cumva între 25 și 75% din portofoliul de servicii oferit de către instituția corespunzătoare și voi numi doar câteva dintre ele. Va fi foarte clar specificat în raportul nostru, deci este vorba despre Agenția de Servicii Publice, Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, Autoritatea Aeronautică Civilă, Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Serviciul Tehnologiei Informaționale al MAI și alte instituții relevante din Republica Moldova, inclusiv Camera de Comerț și Industrie, spre exemplu. Un al treilea tip de instituții sunt, din nefericire, acele instituții care au doar unele din servicii digitalizate și noi la categoria unele specificăm 25 și mai puțin procente și ce am scos în evidență, instituții care nu au digitalizat niciun serviciu. Deci, la categoria 25 și mai puțin, noi avem ANSA, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, Serviciul VAMAL, Ministerul MIDR, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării și, din nefericire, în Republica Moldova, noi avem mai multe instituții publice importante care nu au digitalizat niciun serviciu din portofoliul său. Menționez doar câteva importante, este vorba despre ministere, cum ar fi Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Justiției, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională a Arhivelor și alte instituții, Inspectoratul Social de Stat, spre exemplu. Mai departe, următorul, vă rog, este gradul de utilizare a serviciilor digitale și pentru noi, în acest raport, este foarte important să înțelegem cât de mult serviciile publice, despre care noi am discutat acum, despre numărul lor, pe instituții, unde vedem că noi avem un tabel incoerent într-un fel sau altul, deci avem instituții care sunt foarte active în a digitaliza serviciile și avem unele instituții care nu au digitalizat absolut niciun serviciu, dar pentru noi este foarte important să înțelegem cât de mult aceste servicii, aceste aproape 44% din portofoliul serviciilor digitalizate sunt utilizate. Platforma Ministerului
de ramură specifică care sunt datele statistice de utilizare a serviciilor. Și aici noi am scos în evidență patru categorii distinse care reflectă gradul de utilizare a serviciilor publice digitalizate. Am luat același principiu, deci primul indicator ar fi servicii publice digitalizate care sunt folosite masiv și predominant față de serviciul oferit de ghișeele instituției. Și indicatorul nostru a fost 50% și mai mult. Noi putem să discutăm acest aspect. De ce 50? Pentru că întotdeauna, într-o societate digitală, există și posibilitatea să aplice online și noi putem să scoatem în evidență câteva dintre ele. Deci este vorba despre, spre exemplu, autorizație pentru importul medicamentelor sau raportare statistică financiară la BNS sau inițierea, încetarea raportului de muncă CNAM sau autorizarea între pozit VAMAL și alte instituții care și-au digitalizat serviciile. Un caz emblematic din această categorie și un exemplu de succes major este cazierul judiciar pentru persoanele fizice și juridice, eliberat de către MAI. A doua categorie, din această perspectivă, sunt servicii publice care sunt oferite atât în format digital, cât și prin intermediul solicitărilor la ghișee, dar care au o rată de utilizare medie a opțiunii digitale. Și noi am specificat acest procentaj de 25-50% din rata de utilizare. Putem să dăm câteva exemple care sunt, de fapt, actul de coordonare al traseului transport mărfuri periculoase, certificat privind valoarea bunului imobil eliberat de către ASP și alte servicii. O a treia categorie sunt servicii publice digitalizate care au o rată de utilizare mică și noi am specificat de la 1%. Încă o dată, datele sunt oficiale de pe platforma Ministerului de Ramură și noi am pus de la 1% la 25% din totalul utilizatorilor. Câteva exemple să oferim: autorizare zboruri neregulate, certificat de origine nepreferențială a mărfurilor, certificat de securitate nucleară radiologic, deci o rată de penetrare mică. În mod special am evidențiat o a patra categorie și este vorba despre servicii publice digitalizate care au o rată de utilizare neglijabilă, adică foarte mică, sub 1% din totalul utilizatorilor, sau inexistentă. Adică ne referim la acele servicii digitalizate care sunt raportate drept digitalizate, dar care în anul de referință, și încă o dată repet, 2022, conform studiului nostru, cu siguranță vom face o analiză respectivă și pentru anul 2023, după recepționarea datelor de către minister. Și aici noi avem multe servicii. De exemplu, autorizația pentru fabricarea medicamentelor, certificat fitosanitar de export sau reexport, prezentare date generalizate de către BNS și alte instituții. O categorie distinsă, din nefericire, dintre acestea reprezintă soluțiile digitale raportate către MDET, către Ministerul de Ramură, ca dezvoltate și funcționale, dar care nu au fost utilizate de niciun beneficiar. Încă o dată. Deci noi avem un număr de servicii care nu au fost utilizate de niciun beneficiar în perioada de referință și numărul total de astfel de servicii este de 128. Mai precis, este vorba de 56,63% din toate serviciile digitale raportate pe platforma Ministerului. Este un număr foarte mare, dar evidențiem aici două aspecte. Că conform analizei noastre, noi nu avem date complete, dar conform analizei preliminare, deci din cele 226 de servicii digitale raportate, 77 de servicii sau 34,07% sunt servicii la care poți face o solicitare atât în format digital, cât și la ghișeele instituțiilor, dar nu au avut în 2022 nicio solicitare digitală. Și o altă categorie specifică, care iarăși putem să o discutăm, este că încă 51 de servicii publice sau 22,56% au fost raportate de către instituții publice la care poți face o solicitare de obținere a acestui serviciu, dar iarăși care raportează zero solicitări în perioada de referință, atât în format online, cât și la ghișeele instituții. Mai departe, mă voi referi pe scurt la un element care ține de cauzele gradului scăzut de utilizare a serviciilor digitale în Republica Moldova din perspectiva noastră, din perspectiva institutului nostru.
Și desigur suntem gata să venim cu elemente suplimentare sau să discutăm aceste elemente. Care sunt aceste elemente? Noi am primit datele sau răspunsul de la Agenția de Guvernare Electronică și în mare parte acele elemente care le prezentăm aici sunt și opiniile Agenției de Guvernare Electronică. În primul rând, noi vedem o problemă în numărul mic de utilizatori ai semnăturii electronice avansate și calificate, care de fapt este o cheie către toate serviciile publice, pentru că de fapt în spatele serviciilor publice trebuie să existe claritatea cine este persoana corespunzătoare și are drepturile corespunzătoare. Încă o dată, fără semnătură digitală avansată calificată, penetrarea majoră a serviciilor publice digitalizate nu este posibilă. Un al doilea element este absolut evident că există o informare insuficientă a utilizatorilor și beneficiarilor despre existența soluțiilor digitale dezvoltate, funcționalitățile, avantajele și beneficiile lor. Deci e nevoie de o mai mare comunicare despre ele. Deci doar simpla dezvoltare a soluțiilor fără a comunica despre funcționalitățile lor este una insuficientă. O a treia provocare sau problemă este complexitatea, neclaritatea și interfața neintuitivă a unor soluții digitale. Pentru că cetățenii, dacă nu se regăsesc, dacă văd că sunt prea complexe, dacă nu știu exact cum să navigheze, deci probabil vor avea această tendință de a nu utiliza serviciul corespunzător. Un alt element important este rezistența oamenilor, utilizatorilor, uneori a factorilor de decizie la schimbare și preferința pentru metode tradiționale. Și aici probabil că este nevoie de mult mai mult comunicare și noi tare sperăm că strategia de transformare digitală este înțeleasă bine de către toate instituțiile guvernamentale, pentru că de fapt responsabilitatea este a fiecărui minister, nu doar a Ministerului de Ramură sau Agenției de Guvernare Electronică. Un alt element este interfața neintuitivă și performanța limitată a soluțiilor digitale și noi putem să discutăm mult din punct de vedere tehnologic pe acest aspect. Un alt element sunt experiențele anterioare negative cu utilizarea serviciilor digitale. Chiar ne-am ciocnit, chiar personal, discutam cu persoanele de la Cahul care aveau unele experiențe negative, care unele sisteme se blocau, unii bani intrau pe un alt cont și așa mai departe. Deci cumva experiențele negative influențează acest lucru. Noi, un alt element este că, da, noi avem o conexiune bună internet în Republica Moldova, totuși, în unele regiuni, în mod special în regiunile rurale, unde deja vedem clar că există o diviziune digitală, deci noi avem acces limitat la tehnologii și conexiune prin internet. Un alt element important care ține de încrederea în soluțiile digitale este ce se întâmplă cu datele, cum ele circulă, ce știu cetățenii despre datele lor și cum este asigurată această securitate informațională. Atât din perspectiva instituțiilor, și mă refer aici nu doar la STIX, spre exemplu, ci la toate instituțiile, cum își protejează datele, pentru că, de fapt, gradul de încredere depinde direct de gradul de încredere că datele sunt prelucrate într-un format securizat. Și ultimul element care vrem să-l scoatem în evidență, noi venim cu o serie de acțiuni recomandate încă o dată. Ele sunt în mare parte în convergență, dacă o doriți, cu opiniile Agenției de Guvernare Electronică, încă o dată cu care ne lucrăm sistemic de mai mulți ani. Este vorba despre o serie de acțiuni pe care le recomandăm. În primul rând, desigur că este vorba despre necesitatea sporirii numărului de utilizatori ai certificatelor de semnătură digitală disponibile. Noi am făcut și o analiză specifică pe acest domeniu și rata de penetrare este una sub așteptările unei societăți digitale foarte dezvoltate. Un alt element pe care noi îl specificăm este că ne dorim maxim posibil să micșorăm, dacă doriți, dependența de monetizare a utilizării semnăturii digitale, care împiedică, într-un fel, utilizarea pe larg acestor instrumente. Ne referim aici atât la costurile de obținere, de prelungire, dar și acele semnături digitale, numărul lor, din diverse perspective. Știm că Republica Moldova a dezvoltat, de fapt, prototipul de mult al semnăturii digitale MobiSign în baza unei aplicații în smartphone. Noi nu știm care este stadiul actual, dar așteptăm cu nerăbdare, pentru că în perspectiva noastră MobiSign va fi un game changer, cum spunem noi, în rata de penetrare a serviciilor digitale în Republica Moldova. Un alt element este că e nevoie de o mai
mai consultare mai mare, dacă doriți, cu beneficiarii direcți, din diverse perspective. Că dacă dezvoltăm, spre exemplu, servicii digitalizate pentru medici, să ia în considerare care sunt opiniile acestor medici care le folosesc în fiecare zi. Dacă sunt profesori, profesori. Dacă sunt oameni de afaceri, oameni de afaceri care se cunoască și să se regăsească, dacă doriți, în aceste soluții. E nevoie, desigur, de mult mai multe campanii de informare și, de fapt, ceea ce facem noi aici, ce ne propunem noi și ne propunem nu doar prin intermediul acestor discuții, noi vom merge și în regiunile din Republica Moldova să aducem mai multă informare, mai multă cooperare pe această dimensiune și câteva elemente principiale. Este vorba despre liderism digital, dacă doriți, ce numim noi liderism digital. Încă o dată, dacă facem referire la Strategia Națională de Transformare Digitală, ca acest liderism digital să existe în fiecare instituție publică, să se înțeleagă clar că fără o cooperare clară dintre diversi actori, o transformare digitală sustenabilă nu este posibilă. Și ultimele elemente care o să le regăsiți în raportul nostru sunt 11 în total recomandări, dar ține și de acțiuni precum un acces la internet care să fie un drept social a cetățeanului Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, și, desigur, multe acțiuni de promovare a securității și igienii cibernetice, nu doar la nivel de sus în jos, ci la nivel de cetățean. Acestea fiind spuse, mă opresc aici și voi fi gata să comentez pe fiecare dintre elementele pe care le-am menționat. Mihai? Okay. Mihai, microfonul, vă rog. Sper că se aude acum. Da, spuneam, Victor, că acestea sunt principalele constatări, concluzii ale analizei noastre și vreau să evidențiem faptul că rezultatele preliminare ale acestei note analitice vorbesc despre mai multe provocări cu care se confruntă la ora actuală procesul de promovare a serviciilor digitale în Republica Moldova și, într-adevăr, avem de lucru la capitolul creșterii gradului de utilizare a acestor servicii și, în acest context, vreau să o invit pe doamna Olga Tumuruc să ne vorbească un pic despre stadiul actual al dezvoltării serviciilor digitale în țara noastră, care sunt principalele repere pe această dimensiune la și evident gradul de evoluție a dezvoltării acestor servicii, dar și cum vede dumneiei acest proces de popularizare, promovarea serviciilor în așa fel încât să reușim să ajungem la un public cât mai larg și să creștem rata de utilizare a serviciilor digitale în următorii ani. Vă rog, doamna Tumuruc. Bună ziua la toată lumea. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru continuarea acestor discuții, care într-adevăr s-au dovedit a fi de mare utilitate și noi ne-am bucurat să facem și de această dată parteneriat ca să atingem acel obiectiv care îl avem fixat și în strategia de transformare digitală și anume să edificăm împreună o națiune digitală. Și de fapt eu aș porni exact de aici. Obiectivul strategiei transformare digitală este edificarea unei națiuni digitale. Iar asta iese cu mult în afara sectorului public și necesită o implicare de fapt a întregii societăți, schimbări la toate nivelele și public și privat și individual și educațional. Context în care avem nevoie să popularizăm ideea de digitalizare și să punem în contexte mai exacte ideea, noțiunea de transformare digitală, așa încât fiecare la locul unde se află să înțeleagă ce poate să facă el ca să contribuie la atingerea acestui obiectiv. Dar bine, fiindcă noi suntem astăzi în zona sectorului public, probabil zona cea mai frecventă de interacțiune dintre guvern, stat și cetățeni, mediul de afaceri și cred că cea mai problematică este într-adevăr zona serviciilor publice,
considerent din care noi dintotdeauna am optat pentru a veni cu schimbări în ceea ce privește modul de prestare a serviciilor publice. Și ținând cont de parcursul pe dimensiunea de e-transformare din ultimii 10 ani, cea mai organică schimbare și recomandată schimbare este într-adevăr digitalizarea serviciilor publice, dar iarăși nu doar din acest considerent, inclusiv din considerentul că noi cu toții ne dorim să avem servicii mai calitative, ne dorim ca serviciile să fie centrate pe necesitățile cetățeanului. Ori de foarte multe ori, în cazul Republicii Moldova, serviciile au fost construite sau sunt de fapt o moștenire a unor procese care au rămas neschimbate și neatinse de zeci de ani și asta cu adevărat nu înseamnă centrarea pe necesitățile cetățeanului care sunt în permanentă schimbare în dependență de realitățile și evoluția în societate. Ne dorim cu toții servicii mai accesibile, ținând cont de faptul că o treime din populația Republicii Moldova se află în afara țării, pentru care opțiunea tradițională de solicitare a serviciilor publice de mult nu mai este opțiune și trebuie să venim cu ofertă și pentru ei. Și toate împreună ne-au adus la ideea de a construi servicii publice care să fie disponibile, în primul rând, online. Adițional la asta, obiectivul este să avem și o administrare publică eficientă care își aude cetățenii și lucrează în interesul lor și nu altfel. Plus avem și elementul de transparență și co-creare a serviciilor publice în interesul și în beneficiu public. Astea ar fi, de fapt, elementele cheie pe care noi de fiecare dată ne ghidăm, ne orientăm în procesul de digitalizare a serviciilor publice, dar în ultimul timp accentul este în egală măsură pus și pe faptul că serviciile digitale, odată cu o mai mare calitate, o mai mare disponibilitate, o mai mare centrare pe cetățean sau mediul de afaceri, contribuie inclusiv la dezvoltarea economică a țării, care în mod evident este o premisă pentru a crește nivelul de trai în Republica Moldova și a crește nivelul de satisfacție a cetățenilor în raport cu statul în general. Plus, debirocratizarea, care iarăși este un efect al digitalizării și este o modalitate, sau altfel spus, tehnologia, substituirea acelor procese moștenite prin tehnologie, ne permite să reducem această distanță între prestatorul de servicii și antreprenor sau cetățean. Acestea sunt liniile roșii de care noi ne ghidăm în procesul de digitalizare a serviciilor publice, care nu mai este deja o chestiune de ne dorim sau nu ne dorim acest lucru. Este un obiectiv foarte clar asumat de noi ca și țară, este o condiție, o cerință care inclusiv este pusă pe seama prestatorilor de servicii prin cadrul normativ care a fost aprobat, dar în mod evident că această sarcină nu decurge fără anumite provocări. Și foarte multe din ele au fost deja listate de către colegul nostru Victor Guzum și noi în totalitate rezonăm cu acele constrângeri sau impedimente care micșorează gradul de adopție sau de utilizare a serviciilor digitale. Evident, identitatea electronică este pilonul de bază. Noi am discutat de foarte multe ori despre acest lucru, dar cred că o să continuăm până să atingem această problemă până în momentul în care nu vom fi satisfăcuți de nivelul de adopție a identității electronice. Noi trebuie să oferim o soluție care, iarăși, care răspunde necesităților cetățenilor în ceea ce privește semnătura electronică. Sper foarte, nu vreau să mai dau promisiuni, dar seems to have that we have a plan. Deci s-ar putea în cele ce urmează să reușim totuși să lansăm Mobisign și să scoatem publicului o soluție care să fie fără costuri, mult mai ușor de utilizat și să fie destinată
utilizării inclusiv cetățenilor noștri din afara țării. Pe partea de competențe digitale ați atins și dumneavoastră acest subiect, iarăși este o provocare în utilizarea serviciilor digitale. Noi avem discrepanțe foarte mari în nivelul de competențe digitale și aici evident nu vorbim despre utilizarea dispozitivelor, calculatoare, telefoane, tablete, dar anume cultura de a utiliza serviciile digitale în raport cu statul și încrederea în aceste servicii. O problemă care noi la fel am constatat-o, de ce oamenii nu doresc sau nu optează pentru serviciile digitale, a fost nedorința de a efectua plăți electronice, de a efectua plăți cu cardul, care probabil vine din lipsa de încredere în sistemul bancar, o experiență negativă anterior care ne-am confruntat cu toții, dar este așa un element care noi foarte clar l-am sesizat colectând informațiile din rețeaua noastră de centre unificate de prestări servicii, chiar dacă specialiștii noștri CUPS constant promovează plățile electronice, foarte mulți totuși sunt reticenți și evident că trebuie să extindem eforturile noastre în contextul transformării digitale și pe partea de plăți electronice și plăți cu card, care este iarăși un element de bază în contextul serviciilor publice electronice, care sunt bună parte plată. Sunt totalmente de acord cu celelalte elemente care le-ați menționat și dumneavoastră pe partea de comunicare constantă, promovarea serviciilor electronice, dar nu doar de către societate. Eu aici aș vedea un rol foarte important, inclusiv a prestatorului de servicii publice. În Republica Moldova asta se întâmplă doar atunci când prestatorul de servicii chiar își dorește această schimbare, chiar își dorește să își optimizeze activitatea pe interior, fiindcă el simte foarte clar povara în situația când prestează tradițional serviciile și chiar e orientat să optimizeze, să reducă și să ofere omului un serviciu alternativ. Foarte multe ori însă nu se întâmplă așa și atunci, pe de o parte, eforturile de promovare se ciocnesc de rezistență la schimbare, pe partea prestatorului de servicii care nu întotdeauna promovează serviciul digital. Pentru că, evident, atunci oamenii când caut să aplice la un serviciu electronic, el se informează în mare parte de pe pagina prestatorului de servicii sau din informații care sunt puse la dispoziție de către prestatorul de servicii. Și atunci, dacă prestatorul nu transmite el, în primul rând, mesajul că, uite, alege serviciu electronic, s-ar putea omul niciodată să nu afle despre existența unui serviciu electronic, cât de mult efort de promovare nu ar depune ministerul sau alte agenții sau organizații ale societății civile. Și pe dimensiunea asta noi trebuie foarte mult în continuare să lucrăm ca să consolidăm acest parteneriat între minister, agenții și prestatorii de servicii, ca și ei să participe în procesul de promovare și să asiguri creșterea numărului de utilizatori de servicii digitale. Partea de eforturi de promovare a serviciilor digitale, noi suntem în permanență angajați, deci este o activitate continuă care o desfășurăm și inclusiv prin faptul că noi am extins zona, numărul, rețeaua de centre unificate de prestări servicii de la 17 la 100, sperăm foarte mult ca acest impact, această comunicare, această informație să ajungă mult mai mult și în zona rurală, care evident este mult mai îndepărtată de ceea ce se întâmplă aici la nivel central. Noi, Centrul Unificat de Prestări Servicii și specialiștii CUPS, le vedem ca și ambasadori ai digitalizării în regiune și noi constant îi instruim, îi informăm și implicăm pe specialiștii CUPS în activitățile de comunicare, așa încât ei să aibă cele mai actualizate informații și cele mai bune competențe ca la rândul lor să promoveze serviciile electronice și să
susțină, într-adevăr, să ghideze cetățenii din comunitățile lor în utilizarea serviciilor electronice. Mersi foarte mult. Mai intervin și pe parcurs sau dacă avem întrebări acum, mare drag. Mulțumesc mult, doamna Tmuruc. Într-adevăr, vom avea o sesiune de întrebări-răspunsuri după intervențiile vorbitorilor și încurajez pe cei care ne urmăresc să transmită întrebările pe care le au pe pagina noastră de Facebook. Suntem live pe pagina de Facebook Chipre și pe privies.eu, unde la fel puteți transmite în chatul evenimentului întrebările pe care le aveți pentru invitații noștri. Noi continuăm discuția și vreau să îi ofer cuvântul Cătălinei Plinski, consiliera pentru digitalizare, vicepremierului pentru dezvoltare economică și digitalizare, Dumitru Laiba. Cătălina, aș dori să te invit să ne vorbești mai mult despre prioritățile Ministerului pe dimensiunea de promovare a serviciilor digitale, cu siguranță pe partea strategiei de transformare digitală 2023-2030. Există o abordare pe partea de promovare, de popularizare a acestor servicii digitale și vrem să înțelegem cum pot răspunde aceste priorități la și aceste acțiuni pe care intenționează să le dezvolte Ministerul Politici în acest sens la provocările cu care ne confruntăm în prezent și care sunt rezultatele așteptate pentru următorii ani pe dimensiunea gradului de utilizare a serviciilor digitale. Cunoaștem despre obiectivul de digitalizare 100% a serviciilor sau digitalizarea serviciilor publice până în 2030, dar ne interesează mai mult să vedem și ce își propune Ministerul pentru a crește gradul de utilizare al serviciilor digitale. Te rog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Vreau să încep prin două remarci importante, pe cum le consider eu. În primul rând, datele prezentate pe platforma Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării se referă doar la serviciile pentru antreprenori. De aici diferența dintre datele și gradul de digitalizare, să spunem așa, a unor instituții. Aceasta este una dintre prioritățile Ministerului, să digitalizăm 100% sau complet interacțiunea statului cu antreprenorii și, într-adevăr, este și un indicator de măsurare a implementării strategiei de transformare digitală. În nenumărate discursuri și de nenumărate ori, Ministerul s-a focusat pe acest obiectiv și până în 2024 urmează să ne direcționăm toate eforturile pentru a digitaliza cel puțin 75% din serviciile pentru antreprenori și până în 2030 să avem 100% de servicii publice digitalizate atât pentru antreprenori cât și pentru cetățeni. Aceasta este prima remarcă pe care vreau să o spun și a doua este că serviciile publice într-adevăr sunt reflectate sau gradul lor de utilizare este într-adevăr reflectat pe platforma Ministerului. Invităm pe toți cei care au beneficiat sau sunt interesați de aceste informații să consulte această platformă și tot cu acest scop am creat și o adresă electronică foarte simplă, este digitalaron.gov.md, la care recepționăm și suntem foarte deschiși să avem discuții despre serviciile publice prestate în mod online, care sunt prestate sau cu deficiențe sau într-un mod, să zicem, puțin intuitiv. Ministerul lucrează foarte strâns cu toate instituțiile publice care prestează astfel de servicii. Suntem în contact direct cu fiecare dintre instituții și ca să, pe o notă mai pozitivă, să spunem așa, că lucrăm foarte, foarte intensiv. De la 1 septembrie, numărul de servicii digitalizate, puteți vedea și pe platformă, de la 226, așa cum ați prezentat dumneavoastră, este de la 230. Deci progresele se văd de pe o zi pe alta. Ministerul comunică foarte detaliat despre fiecare serviciu care urmează să fie digitalizat.
Și aici vreau să mă alătur și cuvintelor doamnei Olga, tu mă rog, în privința faptului că prestatorii de servicii sunt cei care, în primul rând, ar trebui să promoveze serviciile digitalizate. Desigur, și eforturile AGE în acest sens și eforturile Ministerului sunt coordonate, dar încurajăm foarte mult instituțiile să promoveze și să comunice despre disponibilitatea serviciilor lor în mod online. Mulțumesc că ați menționat despre strategia de transformare digitală. Este una din realizările noastre cu care ne mândrim mult. Aceasta a fost votată săptămâna trecută, pe 6 septembrie, în ședința Guvernului și setează clar viziunea noastră pentru transformarea digitală a țării până în 2030. Strategia are 6 obiective de bază. Am să le enumer pe scurt ca să facem și o promovare a strategiei în același timp. Este vorba despre dezvoltarea unei societăți digitale în care serviciile electronice să fie accesibile tuturor cetățenilor. După cum vedeți, acesta este primul nostru obiectiv. Consolidarea sectorului TIC prin investiții și cercetare, eficientizarea instituțiilor publice prin utilizarea pe largă a tehnologiilor. Guvernul trebuie să fie transparent, iar lucru administrativ fără hârtie. Un mediu digital sigur și inclusiv și, nu în ultimul rând, ne dorim să construim un brand de națiune digitală prin promovarea realizărilor noastre din acest domeniu. Este pe larg cunoscut că Republica Moldova este, putem spune, cu un pas înainte, înaintea țărilor din regiune, în sensul digitalizării și nu ne dorim să ne oprim aici, nu ne vom opri până nu vom ajunge 100% de servicii publice digitalizate. Acesta este un proces foarte complex și implică nu doar programarea sau includerea lor pe portalul serviciilor publice printr-un buton. Foarte multe servicii publice depind de interconectarea unor baze de date ample sau de modificări legislative sau de procese de digitalizare mult mai ample decât ceea ce vedem noi pe interfață. Deci lucru are loc pe toate fronturile, ca să-i pot spune așa. Ministerul vine cu inițiative legislative pentru modificarea cadrului normativ pentru a permite prestarea unor servicii în mod online, cele care sunt prevăzute a fi prestate în mod la ghișeu. Și despre rezultatele așteptate pe următorii ani privind utilizarea serviciilor, vreau să menționez un lucru foarte important. Serviciile care au zero solicitări în mod online la o instituție sau alta, cu timpul urmează a fi excluse complet din prestarea la ghișeu. Ne dorim acest lucru și urmează să venim cu acțiuni clare în acest sens, pentru că atunci când cetățeanul va afla că acest serviciu este disponibil doar în mod online, va fi într-un fel direcționat spre platforma online și nu va trebui să cheltuiască bani și timp pentru a merge la ghișeu și a beneficia de un serviciu sau altul. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Cătălina! O să rog pe Victor să vină cu comentarii la intervențiile doamnei Tumuruc și ale Cătălinei mai devreme și poate pune-le precizări legate de mențiunile vorbitorilor noștri. Te rog, Victor. Da, mulțumesc, Mihai. Deci câteva reacții rapide. În primul rând, doamna director, mulțumim mult. Deci se vede cumva că noi discutăm de mult timp și cumva acele idei specificate de către noi în raport sunt și ideile dumneavoastră sau viceversa, dacă doriți, pentru că de fapt ele sunt evidente și se bazează pe experiența tuturor statelor care au reușit o transformare digitală sustenabilă. Și câteva reacții la ce a spus doamna consilier. Deci, în primul rând, da, noi am specificat foarte clar în raport că numărul de servicii monitorizate, pentru că de fapt aceasta este unica informație conform răspunsului oferit din partea dumneavoastră, domnul secretar de stat ne-a trimis și o solicitare de informații, deci în raport este specificat foarte clar că acele servicii care sunt analizate, cele 226, deci se referă la antreprenori. Deci în area dumneavoastră nemijlocită de competență. Totodată,
Dumneavoastră ați analizat datele și ați primit datele de la 42 de instituții publice și ca minister de resort noi nu avem alte date. Probabil că noi ne vom adânci, dacă doriți, pe unele subiecte sau pe unele servicii, dar vreau să scot în evidență câteva elemente. Deci noi totuși avem, conform datelor corespunzătoare, colectate de pe platforma dezvoltată de către noastră, pe care noi o considerăm una foarte bună, mai mult decât atât, noi ne dorim ca această platformă să nu fie doar o platformă de informare, ci și un motor, dacă doriți, de căutare, un motor de performanță, în care fiecare instituție publică inclusiv, nu doar din punct de vedere cetățenilor, ci instituție publică să vadă de fapt că rata de penetrare a unui serviciu digital dezvoltat de către ei este 0, sau este 1, sau este 5. Pentru că dacă el este 25%, înseamnă că capacitatea de utilizare mai mare a lui este evidentă. Să scoatem în evidență care sunt acele elemente, care sunt acele probleme, de ce oamenii nu le folosesc sau le folosesc doar în proporție de 1%, dar noi avem și o altă problemă și problema aceasta nouă ne se pare una majoră, pentru că dacă dintr-un număr total de astfel de servicii, din 56 întreg 63, din cele raportate, din cele 44% din totalul corespunzător au în 2022 zero utilizatori, atunci noi avem o problemă sistemică. Și atunci, desigur, noi nu putem să venim cu apreciere că toate trebuie cumva, nu știu, lichidate, pentru că probabil s-au investit sume majore în ele. Și noi, într-un fel, avem serviciul, dar rata de penetrare este zero. Deci, cumva, noi dacă am raportat aceasta, scuzați că spun acest lucru, la dezvoltarea unui sistem de drumuri, în care pe aproape 60% din drumuri nu circulă nici în automobil timp de un an, se pare că avem o problemă sistemică. Și întrebarea, de fapt, noi nu venim să criticăm, dar noi venim să vedem care sunt acele elemente sau care sunt acele acțiuni care trebuie făcute pentru ca noi să avem, nu avem aceste situații. Încă ultima reacție, dacă îmi permiteți, tot dumneavoastră, doamna Plinski, ați spus despre faptul că acele servicii care au rata de penetrare zero, cumva să le transformăm digital, 100%. Bine, ele și acum sunt digital cumva și aici avem două categorii. Da? Avem categorii în care poți face o solicitare și online și la ghișeu și noi avem 77 la servicii de acest gen. Dar uitați-vă că varianta digitală este preferată de nicio persoană, dar avem încă 51 de servicii care sunt raportate în statistica corespunzătoare a Ministerului, dar care are zero grad de utilizare atât în format digital, sau cel puțin așa este raportat, cât și la ghișeu. Atunci problema elementară, fundamentală, este ce se întâmplă cu aceste servicii. Este necesară prezența lor sau nu? Dacă noi nu avem nicio solicitare timp de un an, la 51 de servicii și plus 77, probabil este o problemă din cele menționate sau sunt alte probleme. Și cum noi, și aceasta este de fapt elementul fundamental că trebuie să-l scoatem în evidență, pentru că noi de la bun început am spus și noi am repetat această pe parcursul anilor, nu este transformarea digitală, noi vrem să venim în ajutorul inclusiv a dumneavoastră. Nu este responsabilitatea doar a Ministerului de Ramură sau doar a Agenției de Guvernare Electronică sau STISC, pentru că este absolut evident, conform strategiei de transformare digitală, că responsabilitatea de implementare și utilizare este una împărțită. Ministerul Culturii trebuie să fie acel minister responsabil de transformare digitală în sector și așa mai departe fiecare dintre agenții. Deci cumva sper că sunteți de acord cu aceste comentarii, dacă eventual. Atât, Mihai, mersi. Pot să intervin? Da, domnul Cuzun, mulțumesc foarte mult pentru remarci. Vă dau dreptate pentru tot ce ați menționat. Și ca să vin cu o reacție, mi-am notat câteva puncte. Într-adevăr, sunt servicii care au zero solicitări atât la ghișeu și cât și în mod online. Transformarea digitală pe care o gândim noi sau pe care ne-o dorim nu este doar crearea de sisteme informaționale ca ele să fie undeva stocate și nimeni să nu le utilizeze. Noi mergem paralel și cu regândirea serviciilor publice. Este gândit o transformare sau o modificare amplă a legii 160 care prevede serviciile publice și multe, multe alte modificări, atât pentru eventual excluderea unor servicii care nu mai sunt necesare, pentru că mediul nostru este în permanentă schimbare și sunt unele servicii care nu mai sunt necesare, sunt unele servicii care trebuie adăugate. Alte servicii vor trece printr-o transformare de stratificare, să-i spun așa.
sau de comasare cu un alt serviciu. Deci nu este doar o creare sau programare de sisteme informaționale, este o regândire, dacă vreți, a registrului de servicii publice. Și cu acest lucru se merge paralel. Nu facem lucrurile fără consultările cu agențiile care prestează aceste servicii și, desigur, fără implicarea Agenției de Guvernare Electronică. Dacă îmi permiteți, mai spun două cuvinte și doamna Olga vă transmit dumneavoastră microfonul. Servicii care au zero solicitări pe mediul online. Da, sunt astfel de servicii. În apărare, vreau să zic că sunt multe servicii care au fost digitalizate în 2023, dar discutăm doar despre datele din 2022, da? Soluțiile pe care le vedem noi sunt următoare. În primul și în primul rând, urmează o formare sau un training cu operatorii care prestează aceste servicii la ghișeu, ca ei să aducă la cunoștința beneficiarilor despre faptul că serviciul este disponibil și în mod online și puteți beneficia de el de la distanță. Mai mult decât atât, certificatul sau documentul care rezultă din acest dintr-un serviciu sau altul vă poate fi chiar livrat până la ușă cu un curier și cu protecția datelor personale și sigur. Doi lucruri despre care am discutat și astăzi împreună este promovarea. Ne angajăm să promovăm pe larg toate serviciile publice și fiecare realizare, cât de mică ar fi ea, în acest domeniu urmează să fie comunicată și promovată. Și, într-adevăr, sunt servicii, ultima remarcă, dumneavoastră ați menționat că sunt servicii care nu pot fi excluse din prestarea la ghișeu. Într-adevăr, este o astfel de categorie de servicii în care este necesară prezența obiectului fizic sau a persoanei fizice pentru testarea cunoștințelor sau multe, multe alte tipuri de servicii. Soluția pe care o vedem noi în acest tip de servicii este ca beneficiarul, cetățeanul, să poată primi certificatul sau documentul care atestă că el a beneficiat de acest serviciu și în mod digital. Aceasta este, să spunem, rezultatul final sau în instanță finală pe care poate vincea, atât digital cât și în format fizic, depinde de dorința beneficiarului, cât și tot ce înseamnă programări pentru a fi prestate aceste servicii, tot ce înseamnă aplicări, documente, să fie posibil de a fi prestate în mod digital și nemijlocit când este necesară prezența persoanei sau obiectului fizic care urmează a fi atestat sau standardizat orice, atunci doar să fie necesară deplasarea la agenția sau instituția publică responsabilă de acest serviciu. Sper că am răspuns la toate întrebările noastre. Mulțumesc, Cătălina. Doamna Tmuruc și după aia Victor. Mulțumesc foarte mult. Eu vroiam să continui, de fapt, ideile care au fost expuse de către doamna Cătălina Prinschi și în ceea ce privește serviciile publice care nu sunt utilizate, este, de fapt, un element al metodologiei de reinginerie, care zice foarte clar că acele servicii publice care nu sunt utilizate, noi trebuie să vedem rostul lor. Mai are sens să păstrăm un astfel de serviciu dacă el nu este utilizat sau nu mai are sens? Și, de fapt, metodologia indică, deci nu ne zice să ne întrebăm, dar ne indică să excludem acest serviciu, fiindcă este foarte evident că realitatea socială s-a schimbat și cetățenii sau mediul de afaceri nu mai au nevoie de acest document. Dar mai mult de atât, trebuie excluse inclusiv acele servicii publice care pot fi substituite printr-un schimb de date informațional, fără necesitatea unei solicitări din partea unei persoane. Și elementul sau exemplul clasic care de fiecare dată noi îl dăm este informația privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național. Acum, aceasta este un serviciu public, un certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național, care cred că în timpul apropiat va dispărea ca și serviciu public. De ce? Fiindcă noi deja avem un schimb de date de o calitate cât de cât
suficientă pentru a oferi toată încrederea în informația de care are nevoie, nu știu, autoritatea publică sau o autoritate contractantă într-un anumit context de interacțiune cu antreprenorul sau cetățeanul. Și noi, ca și stat, pe de altă parte, și ca și prestatori de servicii publice, trebuie să avem curajul să excludem anumite servicii publice. De foarte multe ori acest lucru nu se dorește sau se limează de fapt o excludere a unui serviciu public. Și aici este exact exemplul legii 160 cu privire la nomenclatorul actelor permisive necesare pentru desfășurarea activității de întreprinzător. Când de fapt s-a mimat o diminuare a actelor permisive. De ce s-a mimat? Fiindcă deși legea prevede exhaustiv că acte permisive sunt doar acele acte care sunt incluse în anexa la această lege, cu toate acestea, autoritățile publice continuă să elibereze alte documente confirmative care nu se numesc act permisiv, poate o altă denumire, dar fără de care nu se autorizează într-un final activitatea de întreprinzător. Și atunci, dacă mă pun în locul antreprenorului, mă întreb care este rostul, de fapt, acestei legi, care aparent reglementează un nomenclator exhaustiv al actelor permisive, dacă eu nu mă limitez doar la acel act care e prevăzut în anexă. Deci, noi trebuie să ducem reformele până la cap. Și, într-adevăr, să avem curajul să excludem anumite servicii publice dacă noi putem să autorizăm, spre exemplu, o activitate de întreprinzător fără un certificat sau un act, având mai multă încredere în antreprenori, ori noi suntem încă cu mentalitatea din timpul sovietic, când toată lumea trebuie să demonstreze că este corectă și are drepturi, noi trebuie să ne reorientăm la realitățile sociale și să oferim mai multă libertate și încredere antreprenorului. Și mă bucur foarte mult de altfel că legea privire la SRL-uri vine deja un pic să spargă gheața din perspectiva activității de antreprenoriat în această direcție și noi trebuie să continuăm cu reforma pe legea 160 și, într-adevăr, să revizuim acele acte permisive cu adevărat și până la capăt și să excludem nu doar la nivel de lege, dar și regulamente interne și hotărâri și instrucțiuni care de foarte multe ori sunt aduse ca și obligații în raport cu antreprenorii. Un alt aspect care eu cred că trebuie menționat ca și factor decisiv în utilizarea serviciilor electronice și în decizia mea de a opta pentru un serviciu capcadă electronic, adică atunci când inclusiv rezultatul serviciului, acel certificat este în format digital, este recunoașterea acestui certificat digital de către autoritatea la care eu trebuie să-l prezint. Da? Ori și asta este o barieră. Da? Deci, antreprenorii, cetățenii optează pentru un serviciu digital, inclusiv să obțină, spre exemplu, un extras în formatul lui digital, dar se lovesc, se ciocnesc de faptul că atunci când merg la o autoritate sau la un notar, spre exemplu, acolo li se spune că nu, dar trebuie să ne-l aduci în format pe hârtie, fără a exista o explicație particulară de ce trebuie să facă asta atunci când are absolut forță juridică și documentul electronic prezentat. Deci eu cred că noi, ca și politici și ca și mecanisme de transformare digitală, trebuie să lucrăm inclusiv din această perspectivă, să ne asigurăm că autoritățile care nu doar cei care prestează servicii, dar și cei care recepționează rezultatul acestor servicii, recunosc și iau decizii în baza unor certificate, documente electronice și nu în ultimul rând sistemul judecătoresc, care iarăși e veriga finală în situația în care se întâmplă anumite sau se ajunge la un litigiu în instanța de judecată, ori și acolo trebuie iarăși de lucrat, de convins, de comunicat, de completat codul de procedură civilă și penală și tot așa mai departe, ca să fie recunoscută valoarea juridică a probelor care se prezintă în format electronic. Mersi foarte mult! Mulțumesc, Victor, te rog!
Da, mulțumim, Mihai. În primul rând, pe o notă mai, nu știu cum să-i zic, doamna Plinski a spus în apărare, doamna Plinski, noi nu suntem în atac cumva, noi vrem să fim parteneri și noi exact din acest considerent noi vrem să scoatem în evidență, noi putem și greși în evaluările noastre și exact din acest considerent noi facem draft de aceste, nu le publicăm ca să vedem care sunt elementele. Dar din câte înțeleg eu cel puțin în acest moment, datele de fapt sunt realiste, sunt egale. Deci noi vrem să fim parteneri. În primul rând. Într-a doilea rând, noi vrem să utilizăm și am scos în evidență și exemple pozitive, pentru că noi avem exemple eminament pozitive. Dar de ce menționez eu acest lucru? Să vedem de ce un serviciu, spre exemplu, certificatul acesta judiciar sau căzier judiciar, care de fapt este un game changer. Doamna Tumruc știe foarte bine acest lucru. Deci a fost treptat, digitalizat complet un serviciu care a ajuns la o rată de penetrare de 100%, care soluționează o problemă sistemică prin tot ce înseamnă serviciul digital. Într-a treilea rând, noi ne bucurăm foarte mult de toate aceste inițiative de a regândi aceste procese, pentru că noi, într-un fel sau altul, cum spunea un bun prieten de-al meu, noi trăim cu sentimente medievale, cu legislații din secolul 20, da, din anii 60 anului trecut, și cu iPhone 15 lansat două zile în urmă, tehnologii de super generație. Și cumva cum să punem împreună toate aceste trei elemente, dar unde vreau eu să ajung? Dacă un serviciu, așa cum a spus și dumneavoastră, nu necesită, nu știu, 20 de vizite la un instituție și acest lucru poate fi făcut printr-un schimb de date, da, prin această interoperabilitate, deci acest lucru trebuie să se întâmple. Dar iarăși noi revenim la acel element că pentru a avea succes pe asemenea dimensiune este nevoie de o conlucrare dintre instituții. Cum vorbeam cu colegul nostru, domnul Mircea Ieșanu, că dacă este un serviciu public oferit de ASP, în care 90% din date noi le putem extrage în format digital prin schimb de date, dar doar 10% sau 5% din el nu-l putem face pentru că o instituție nu promovează aceste sau nu are aceste date, serviciul public per se, final, nu poate fi oferit digital. Și aici ne bucurăm foarte mult, spre exemplu, inițiativa dumneavoastră recentă a Ministerului, cu acest certificat medical pentru a obține permisul de conducere, care poate fi eliberat doar de către medicul de familie. Nu e nevoie să mergi la nu știu câte instituții. Dar iar, pentru ca să funcționeze aceste elemente, e nevoie de acest schimb de date. Sau acele, cum le spunem noi, servicii digitale intuitive. Pentru că este absolut clar că dacă s-a născut copilul și a apărut un nou cetățean în țara corespunzătoare, el are dreptul să fie înregistrat la grădiniță automat, el are dreptul să primească indemnizația de naștere, ca să nu se întâmple că, de fapt, mama sau tata, în primele zile de naștere, trebuie să meargă la instituțiile publice. Încă un element important este că noi, în cadrul acestui proiect, noi nu ne vom limita doar la acest tipuri de cercetări și evenimente, ci noi vom merge în regiuni. Și chiar discutam astăzi dimineață chiar cu domnul secretar de stat, doamna Tumuruc deja ne-a spus că merge cu noi, noi vom merge în regiuni. Să vedem care sunt problemele din acele regiuni și de ce nu funcționează sau ce poate fi făcut să funcționeze mai bine. Și realmente ultimul element care ține de merită sau nu merită să păstrăm un serviciu dacă el are rata de penetrare zero. Și aici întrebarea este foarte importantă. În primul rând, probabil trebuie de făcut o analiză de ce se întâmplă acest lucru, de ce este raportat un serviciu care nu are niciun utilizator. Noi nu vorbim de unul sau de 10, nici unul. Poate nu se cunoaște sau poate există alte practici nocive. Și dacă într-adevăr se dovedește că acest serviciu nu își are rostul, probabil că trebuie de înțeles și alt lucru. Unele servicii costă mult. Unele servicii încă sunt plătite din către bugetele corespunzătoare. Merită să avem această investiție sau nu? Pentru că dacă avem 56% din servicii, și aici finalizez, în care rata de penetrare, utilizare este zero, probabil că este și o problemă financiară, o problemă de încredere. Mai mult decât atât, dacă noi avem servicii care nu sunt utilizate, atunci încrederea generală în procesul de transformare digitală are de suferit. Sper că sunteți de acord cu acest deziderat. Mulțumesc! Mulțumesc, Victor. Eu vreau să vin cu un exemplu apropo de cele discutate mai devreme de către vorbitorii noștri. Pe data de 6 septembrie, Agenția de Guvernare Electronică a publicat rezultatele unui scurt chestionar adresat utilizatorilor serviciului guvernamental de livrare M-Delivery,
Și la întrebarea de unde ați aflat despre serviciul M Delivery, 40% au răspuns că au aflat de pe internet, 35,1% de la reprezentanții prestatorilor de servicii, iar alții 14,2% de la cunoștințe, prieteni și o proporție mai mică pentru mass media și rețelele de socializare. Deci, în contextul celor discutate anterior, este interesant să vedem că pentru un serviciu destul de important, probabil unul din cele mai importante la ora actuală, care a fost lansat recent și care vine să ajute la eficientizarea serviciilor publice și la transmiterea mai rapidă a unor documente solicitate de către cetățeni, iată, vedem că totuși rămâne în continuare o rată mai mică pentru reprezentanții prestatorilor de servicii în raport cu rata celor care au aflat despre acest serviciu pe internet. Asta înseamnă că încă mai avem de lucru la capitolul informării, pregătirii funcționarilor pentru că ei se comunice mai eficient despre serviciile publice. Doamna Tumuruc, în acest context vreau să vă întreb dacă vedeți oportun să avem aceste chestionare pentru toate serviciile publice, să avem poate aceste date comunicate cât mai eficient publicului larg, pe marginea mai multor servicii publice și dacă pot fi incluse aceste mici chestionare soluțiile digitale dezvoltate, ca atunci când accesezi un serviciu digital să poți răspunde la câteva întrebări pentru ca să ne dăm seama în ce măsură serviciul răspunde la necesitățile cetățenilor. Da, mulțumesc, Mihai, pentru întrebare și chiar mersi că ați adus în discuție serviciul în delivery. Noi de ce insistăm atât de mult pe promovarea și utilizarea serviciului de către cetățeni? Fiindcă este un mecanism foarte evident și bun pentru a exclude, de fapt, un drum la prestatorul de servicii. Și funcționează și este operațional, deci obiectivul și prioritatea zero acum este să promovăm și, într-adevăr, să mărim numărul de utilizatori. Acest chestionar a fost lansat de către noi. De ce? Fiindcă noi am văzut, de fapt, o rată foarte mică de utilizare a serviciului la anumite categorii foarte critice, de fapt, care sunt actele de identitate. Și atunci noi ne-am întrebat de ce, totuși, oamenii care solicită documentele pașaportul, spre exemplu, nu optează pentru livrarea acestuia. Cu atât mai mult că am fost în perioada estivală când numărul de solicitări de pașaport este foarte mare și cunoaștem foarte bine că se întâmplă de foarte multe ori în circunstanțe foarte speciale când oamenii vin în țară exact ca să-și perfecteze pașaportul sau combină mai multe activități atunci când vin în țară și inclusiv o realizează și pe asta. Și noi am vrut să înțelegem de ce avem un rat așa mică de utilizare a M-Delivery în cazul pașapartelor în mod special. Bun, motivele sunt diverse. Noi ne-am dedus anumite lecții și activități care trebuie să le facem împreună cu prestatorul de servicii ca să informăm într-adevăr beneficiarul despre faptul că el are opțiunea de a solicita livrarea și de fapt să integrăm 100% aceste două servicii, solicitarea de pașaport și livrare. În sensul că atunci când omul depune cererea pentru pașaport, el la acea etapă să fie informat despre faptul că el are opțiunea de a solicita livrarea. Ori acum asta se întâmpla ocazional, deci dacă solicitantul știa că are o astfel de opțiune, el spunea că eu vreau și livrare, sau dacă operatorul de la ghișeu își aducea aminte că poate să propună beneficiarului livrarea, o făcea, dar pe de altă parte înțelegem și tot contextul care este în sau
ambianța care este în cadrul centrelor multifuncționale, presiunea când obiectivul este să deservești cât mai repede persoana și să-i liberezi ca să degajezi fluxul și clar că pasul, acest element de livrare de foarte multe ori se omitea. Mai mult de atât, chiar colegii de-ai noștri care știu foarte bine despre faptul că au opțiunea de a solicita livrarea documentului acasă, fiind acolo la prestator în toată învălmășala care se întâmplă acolo, au omis să solicite livrarea documentului, da? Deci nu fiindcă nu cunoștea, nu fiindcă nu a fost informat, dar fiindcă, mă rog, nu, întrebarea dacă vrei livrare sau nu făcea parte din chestionarul pentru eliberarea, pentru perfectarea documentului. Noi ne-am învățat lecția, am agreat de comun acord cu Agenția de Servicii Publice cum să optimizăm acest flux, ca, într-adevăr, să reducem fluxul de oameni de la Agenția de Servicii Publice și să degajăm specialiștii de acolo, în sensul să oferim mai mult timp pentru a presta serviciul de bază, nu a elibera pur și simplu documente care este o chestie mașinală, să zic așa, sau solicită mai puțin efort, dar nu și timp. Cu siguranță ar fi bine și ar fi interesant să avem o combinație, de fapt, de metode de a colecta feedback-ul cetățenilor sau utilizatorilor de servicii, fiindcă chestionarul este doar una din metode sau este un singur mecanism, pe când pot fi aplicate și, deci pe lângă, pot fi aplicate și exit poll-uri, și chestionarul care este distribuit larg, dar și chestionarea direcționată, și inclusiv mecanismele de feedback care noi deja le avem inserate în contextul serviciilor electronice sau aparte direct pe portalul serviciilor publice. Și este o informație benefică care, de fapt, noi o colectăm de la beneficiarii de servicii publice și pe care o utilizăm în comun cu prestatorii de servicii publice ca să schimbăm, să ajustăm procesele ca ele să satisfacă și să corespundă mult mai bine necesităților cetățenilor. Mersi. Mulțumesc mult, Victor, te rog. Foarte pe scurt, în continuare ce a spus doamna director, deci noi să reamintim că noi avem 157 servicii pentru cetățeni și business, da, raportate pe portalul corespunzător și din ele 36, este foarte important de spus acest lucru, sunt prestate în format digital, adică toate procesele aferente asigură că aceste servicii asigură formalizarea și programarea completă a procesului. Și anume, 12 servicii cadastrale, sunt 19 acte de stare civilă, extras din registrul de statul intestelor de drept, lipsa datoriilor, acel cazier judiciar. Și ce este foarte important, încă o dată menționăm și public, că există posibilitatea ca să fie apostilate toate aceste documente 36 și toate să fie recepționate acasă. Deci noi avem aceste soluții. Noi avem ciclu de plin, însă iarăși rata de penetrare a unora dintre ele rămâne sub un semn mare de întrebare. Și întrebarea este cum noi putem să facem ca aceste servicii să fie utilizate cât mai masiv. Și ultimul element de aici este experiența, doamna Tumuruc știe foarte bine acest lucru, se numește acest element de stickiness. Cu cât mai mulți cetățeni vor utiliza un serviciu digital, cu atât șansa că el data viitoare pentru un serviciu similar să meargă la un ghișeu unic este mult mai mic. Și totodată, aceasta, ce spunea doamna director, aceasta va scoate presiunea de pe centrele aceste multifuncționale, pentru că mai puțini oameni vor merge să obțină fizic acel document, pentru că ei înțeleg că, de fapt, online este mult mai ușor, ceea ce îi elibera probabil mai mult timp pentru oamenii care lucrează sau funcționarii care lucrează în instituțiile corespunzătoare, pentru a explica și mai multor cetățeni despre această oportunitate. Deci este un proces normal care a avut loc în toate societățile digitale și care probabil trebuie replicat și în Republica Moldova. Sper că sunteți de acord, doamna director. Mulțumesc, Victor. Dragi colegi, noi ne apropiem de finalul acestei discuții. Vreau la sfârșit să abordăm în mod special și să discutăm despre viziunea pentru perioada imediat următoare. Noi am încercat să
acoperim diferite laturi ale problemei. Și cu siguranță unul din aspectele prioritare este să înțelegem mai bine care este situația la nivel regional, la nivelul fiecarei regiuni, să colectăm cât mai multe informații, să discutăm cu oamenii de acolo care sunt și ei de altfel beneficiarii ai acestor servicii, dar cu siguranță clivajele între urban și rural pe dimensiunea utilizării serviciilor digitale sunt importante și ar fi foarte bine să măsurăm care este dimensiunea acestor clivaje și cum putem să le micșorăm sau să le reducem în perioada imediat următoare. Concluzii. La sfârșit, câte un minut, aș dori să vă rog să acoperim anume acest aspect, clivajul între urban și rural, dacă cunoașteți informații cu privire la acest aspect și cum ce metode ar putea exista pentru a reuși cumva să ajungem mai mult la publicul din rural, unde capacitățile, inclusiv administrative, a statului sunt mai reduse, funcționarii sunt mai puțini, administrațiile publice locale știm foarte bine că suferă de lipsa oamenilor bine pregătiți care să ajute la procesul transformării digitale acolo în regiuni. Și vreau un pic să ne referim la acest aspect. Cătălina, vreau să începem cu tine, dacă ești de acord. Într-adevăr, mulțumesc pentru întrebare. Transformarea digitală în regiuni și adoptarea tehnologiilor și serviciilor digitale online de către toți cetățenii este o prioritate pentru noi. Nu mai putem spune că aceasta este o problemă de adoptare. Tehnologiile și inovațiile au pătruns toată lumea. Fiecare cetățean are acces la internet și acces la un gadget cât de cât performant și aceasta este una dintre aspectele pe care urmează să le utilizăm pe larg sau argumentele pe care le utilizăm pe larg în promovarea serviciilor digitale. Suntem în desfășurarea planificarea unor proiecte de asigurare accesibilității în zonele rurale. Și în cel mai scurt timp o să venim cu acțiuni concrete în acest sens. Eu și întreaga echipă a Ministerului responsabilă de digitalizare suntem conștienți de faptul că o comunicare și o promovare bună este cheia succesului pentru a avea servicii digitale adoptate pe scară largă. Și urmează să ne consolidăm eforturile în acest sens, deși deja avem rezultate foarte bune după noi. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna Tomoruc, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult! Ziceam și anterior, într-adevăr, avem o discrepanță între 1 gradul de utilizare a serviciilor electronice rural-urban, care este cauzată de o diferență în competențele digitale care le are populația din mediul urban versus rural și categoric trebuie să mergem cu acțiuni consolidate la un nivel național, prin implicarea cât mai mulți actori, parteneri, fiindcă este un efort considerabil, este un efort mare. De cele mai dese ori, cel mai eficient mecanism pentru o astfel de comunicare este comunicarea pe viu, interacțiunea pe viu, prin exemplificare, testare, ghidare și atunci ne dăm seama cu toții că este un efort sustenabil, fiindcă implică oameni. Și mă bucur foarte mult că nu suntem singuri, nici noi, nici Ministerul, în acest exercițiu avem în totalitate susținerea partenerilor de dezvoltare care, fiecare pe dimensiunea lui de specializare și de activitate, fie că vorbim de femei, tineri, vârstnici, persoane defavorizate, construim parteneriate și împreună încercăm să dezvoltăm competențele digitale, fiindcă digitalizarea vreau să zic, nu are frontiere, dar digitalizarea nu se întâmplă doar în mediul rural, ea, ca să își producă efectul, trebuie să fie în fiecare casă. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Victor, te rog, ai cuvântul.
Mihai, mulțumim pentru întrebare. În primul rând, eu vreau să reamintesc că începând cu săptămâna trecută sau săptămâna aceasta, deci noi avem un document strategic obligatoriu care se numește Strategia Națională de Transformare Digitală. Cuvântul cheie acestui document strategic pentru următorii 8 ani este întreaga societate sau societate digitală inclusivă. Deci noi dacă avem un clivaj, și noi îl avem, este absolut evident, între urban-rural, dar nu doar acest clivaj îl avem. Noi avem rata de utilizare pe sexe, bărbați-femei. Noi avem sectoarele economiei care sunt foarte digitalizate și sectoare care nu sunt digitalizate deloc. Deci aceste clivaje sunt în contradicție directă, de fapt, cu obiectivele strategiei. Și, de fapt, ideea de bază a strategiei este că niciun cetățean nu trebuie exclus din tot ce înseamnă transformare digitală și fiecare cetățean, nu contează unde se află el, trebuie să beneficieze, să fie partea lui. Și anume din acest considerent, una dintre elementele principiale pe care noi le dezvoltăm în cadrul acestui proiect este să mergem în regiuni, să discutăm cu primari, cu lideri de organizații neguvernamentale, cu instituții publice locale și să vedem care sunt acele elemente, de ce se întâmplă aceste diviziuni digitale și care sunt acele acțiuni care pot fi întreprinse. Deci noi vom merge în regiune, vom discuta, noi vom încerca să facem cât mai multe conexiuni dintre instituțiile responsabile din regiuni și cele guvernamentale ca să încercăm să diminuăm din acest clivaj digital sau diviziune digitală, care este una evidentă pe multe dimensiuni. Mulțumim, Mihai! Mulțumesc mult tuturor vorbitorilor noștri. La final, la partea de concluzii, aș dori să o invit pe doamna Laura Cioclea, care n-am reușit, din păcate, să discutăm mai devreme în cauza problemelor tehnice. Laura, te rog să vii cu o concluzie, poate, la această discuție și să ne spui, din punctul tău de vedere, cum se încadrează aceste acțiuni în, așa cum am spus, în acest parteneriat dintre societatea civilă și autorități pentru promovarea transformării digitale în Republica Moldova. Din păcate, cred că persistă problema tehnică. Noi nu auzim, Laura. Nu. Din păcate nu se aude, Laura. Vedem dacă reușim să soluționăm problema tehnică între timp. Dacă nu. Da, acum se aude, e ok. Acum, uite. Deci, mulțumesc, Mihai. Mersi tare mult. Vă dați seama că a fost absolut intenția mea de a demonstra în practică care sunt challenge-urile transformării digitale și care sunt problemele cu care ne ciocnim zi de zi. Pe această notă dați-mi voie, cel puțin la final, să vă salut și eu din partea Cooperării Germanie și din partea proiectului implementat de CIZ Moldova, Fondul de Consiliere în Politici, prin care acordăm suport Guvernului Republicii Moldova și instituțiilor de stat în implementarea programului foarte ambițios de reforme în contextul asocierii cu Uniunea Europeană. De asta mă bucur foarte mult că am avut astăzi un cerc divers și reprezentativ și că discuțiile au fost deschise și constructive și angajate, demonstrat fapt care se demonstrează și de faptul că am depășit puțin fereastra de timp care ne-am propus să o avem la dispoziție, ceea ce e un argument încă o dată în favoarea acestor discuții și sper ca pe viitor să includem și mai activ societatea civilă din cele mai îndepărtate colțuri ale Moldovei și nu doar neapărat și reprezentanții mediului de afaceri, pentru a desena un tablou cât mai detaliat și mai transparent și avea discuții, consultări directe în avansarea acestui proces de transformare digitală în Republica Moldova. Transformarea digitală este o prioritate în portofoliul Cooperării Germanie și va rămâne cu siguranță un domeniu focus în suportul acordat partenerilor noștri. Aici mă refer nu doar la Ministerul
dezvoltării economice și digitalizării, dar și altor instituții care sunt actori cheie în întreg procesul de dezvoltare digitală. Și ne bucură faptul că acest domeniu este o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova, la fel ca și pentru noi. Pentru care avem acum, cum se spunea, în enumerate rânduri astăzi, prin aprobarea recentă a strategiei de transformare digitală, acel cadru necesar de acțiune, prin care exprim felicitări cu siguranță Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, dar și întregii comunități de actori care au susținut un proces deloc ușor de elaborare și aprobare acestei strategii, care este una foarte importantă, indiscutabil, însă este doar acel vârf al icebergului, este abia începutul procesului. Am auzit astăzi în câteva rânduri cât de complex se prezintă acest proces de realizare practică și eficientă a schimbărilor asumate și necesare, astfel încât nicio instituție, niciun reprezentant al mediului de afaceri sau cetățean să nu rămână în urma transformărilor pe care ne le propunem. Și este un lucru absolut cunoscut și omenesc, de fapt, faptul că transformările întâmpină adesea opuneri sau neînțelegere. Și aici avem, cum am auzit astăzi, un buchet întreg de motive, inclusiv lipsa de înțelegere a beneficiilor soluțiilor puse la dispoziție, informarea limitată, lipsa de încredere, sigur că da, teama de schimbare sau convingerea proprie că ne lipsesc anumite competențe digitale pentru a aplica în practică aceste soluții care ne stau la dispoziție. De multe ori ne temem că vom strica ceva în cazul în care vom încerca să utilizăm aceste soluții. Evenimentul de astăzi, care este într-adevăr doar primul dintr-un șir de evenimente atât digitale cât și fizice, va ajunge, încă o dată confirmăm, în afara capitalei și va încerca să ajungă în cât mai multe regiuni ale Moldovei și își propune să abordeze anume aceste provocări, să promoveze o comunicare transparentă, pe înțelesul tuturor, o informare clară și colaborare critic-constructivă între dezvoltatorii de soluții digitale și utilizatorii acestora. Astea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru implicarea dumneavoastră foarte activă care am văzut-o astăzi. Vă îndemn să o păstrăm și pe viitor. Vă invit la aceste discuții care vor avea loc în următoarele luni, pentru că împreună să avansăm și să dezvoltăm o Moldovă inclusivă în beneficiul fiecărui actor al societății noastre. Succes vouă și succes nouă! Mulțumesc, Flaura. Dragi prieteni, într-adevăr, așa cum am menționat și Flaura mai devreme, noi vom șir de discuții și în următoarele luni vom merge în regiuni pentru a discuta cu autoritățile locale, mediul de afaceri, societatea civilă din diferite localități. Vom păstra și această serie de discuții atât online cât și în format fizic, axată pe o analiză pe care o dezvoltăm înainte și pe care o publicăm ulterior pentru a ajunge la un public cât mai larg cu date actualizate, cu recomandări, cu propuneri și să ajutăm totodată și autoritățile cu o viziune venită din exterior, din partea societății civile. Deci vă invit să rămâneți alături de noi. Eu vreau să mulțumesc încă o dată vorbitorilor noștri, doamnei Tumuruc, doamnei Plinski, doamna Dumitrașcu, doamna Cioclea, pentru prezență la discuție. Vreau să mulțumesc lui Victor pentru implicare și pentru suportul acordat în prezentarea acestor rezultate și dezvoltarea acestei analize. Și noi rămânem să lucrăm în continuare la subiectele de interes pentru procesul de transformare digitală. Mulțumesc celor care ne-au urmărit, partenerilor la prives.eu și vă doresc tuturor o zi bună și să rămâneți alături de noi pentru evenimentele următoare. La revedere! La revedere!